Noi am scos ferestrele. Toate geamurile sunt scoase. Iată așa. Muncim. Radu, cum? Dispoziția? Super. Scoateți acest geam, da? Da. Și astăzi se vor pune geamurile sau nu? Da. Sau rămâne casa fără geamuri? Rămâne casa fără geamuri cu geamuri noi. A, super! Asta îmi place. Spor la muncă! În casa lor au fost tapete cândva. Mai am scos câteva. Și iată, dar cel mai mult îmi place această priveliște. Iată, acolo este un lac foarte mare. Va fi o casă spațioasă. Și mămica noastră vine cu pizza, plăcinte pentru băieți. Dar noi, fetele, adică eu și Cătălina, mergem astăzi să ne facem strâncenele la meșterița noastră. Aștept pe Cătălina, dar eu am uitat să iau banii, ca de obicei. Am portmoneul gol. Mă duc imediat să-mi iau banii și mergem. Terasa mea s-a transformat în parcare pentru biciclete. Aici a venit Miriam, a lăsat bicicleta tata și mama. Și la noi merg construcțiile. Am luat această șindrilă veche de pe beci, aici este beciul nostru. În multe filmări a apărut. Și iată, punem țiglă nouă. Iată așa. Vedeți cum înainte făceau așa totul cu lut, lemn. Interesant. De asemenea, am planificat să renovăm casa lui Roy, valierul lui. Iată, noi aici am făcut totul din metal, dar trebuie să o renovăm și la fel să schimbăm acoperișul. Este vechi. Să o vopsim, să o facem colorată, dar răi! Vedea că sunt nouă, editor! Cu ce papuci m-am pornit eu, de fapt, eu mi-am uitat toate ghetele la părinții în deal și Cătălina mi le-a adus, sper eu. Cătălina, tu ai adus ghetele mele? Unde sunt? În spate? Ia priviți cum stă graviduța la vălar! Deja părtica e mare. Da! A dat scaunul mai în spate. Altă poziție la volan. Până acum mai așa, fii, dar acum... Deja mai relaxată. E super. Permite? Doare? Noi am reușit să facem și câteva cumpărături. Am cumpărat aici sportiv, pantaloni sport pentru băieții mei. Și acum mergem acasă. Cătălina iese din parcare. Câteodată. Da, e frumoasă deja. Te simți mai bine? Mai bine. Eu un pic am vopsit crâncenele, dar prima dată sunt așa mai pronunțate, după aia și revin ele la normal. Se spală, da. Pe drum am reușit să-mi iau și produsele cosmetice de la livrare. Pe toate le-am reușit azi. Super, mi-au venit toate. Am o cremă de corp, șampon, ulei de avocado, în sfârșit. Am găsit la ei deodorant și ce mai am aici să vă arăt de toate. Iată, cremă pentru corp, hidratantă și un șampon. Plus asta ei mi-au dat. Da, încă un șampon și mai am aici o broșură cu da, un lapte pentru corp. Iată, noi am găsit băieții și mergem lor după ei, urmărim. Băieți în acțiune. Așa, serios?
geamurile s-au instalat. Super! Cât de drăguț! Parcă e altă casă deja. Ia uităm acum și în interior. Iată geamurile, cum arată acum. Casa cu geamuri, altă treabă. Wow, așa parcă e mai luminoasă. Priveliște, e fain. Noi plantăm fasole. Fasole, păstări, da? Cum se spune? Păstăi. La Cătălina acasă plantăm. Cătălina, vin, o să te înveți. Poți? Știi cum, da? Noi astăzi vom pune semințe în pământ. Avem păstăi, fasole, castraviți, mazăre. Mazăre. Tu ai așa ceva în grădină? Da. Avem ceapă măruntă. Da, ceapă pune ea. Eu am și eu asta da. De gard. De gard, da? A, la mini grădină. Morcov. De toate, de toate, am eu gospodină. Wow, și... Banana americană. Cum se numește? Chipene galben. Și sfeclă asta, ridiche. Și... O travă. Mâncare pentru gândăcei. Mâncare. Radu, în acțiune. Vreau gata, eu în foarte bune. Merge drepte. Cristina, da, pune semințe mici. Nici nu se văd. Da, parcă nu pui nimic. Acum punem morcovul. Aici am instructor care mă învață cum să-l pun. Mai rar. Wow! Implicarul.